Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast, suntem pe canalul Power Podcast Astăzi sunt alături de Dan Dan Maria care este nou inițiată, astăzi o inițiem ei, ei, Cum îi facem? Îi temi moțul sau cum era? Îi facem bună. botezul moțu. Nu? Așa, o să, ne zică, o să ne zică și Maria imediat câteva cuvinte despre ea și Bineînțeles Veșnic cu cel mai tânăr dintre noi, Cătălin Anton, viitor președinte al României. Noi îl tot aducem aici, sperăm că în momentul în care va ajunge președinte să dea niște legi bune pentru țara asta și pentru tineri. Nu? Ce zici? Parlamentul le dă. Da. Parlamentul le tu ajuți acolo. Pune o vorbă bună. Pui o ne vorbă bazăm bună. pe tine, Cătălin. Oameni buni, astăzi vorbim despre. Astăzi vorbim despre... Despre ce am zis că vorbim, Despre inteligența emoțională. Da. Și de ce, am spus, de ce am spus că vorbim despre inteligența emoțională? Pentru că am descoperit că mulți tineri, nu că nu, cătă, nu Dan, traversează sau trec prin diverse provocări în viață la vârsta de 15, 16, 18, 21 de ani și asta e destul de frecvent cel puțin în ultimul timp, prin tot felul de stări, emoții și nu și le prea înțeleg, nu? Și noi spuneam că chiar vorbeam cu Maria și cu Cătălin și cu Dan că nu prea ne învață în școală acest lucru. Ne învață să fim, nu să citim, să învățăm, dar nu să prea ne învață, da, nu ne prea ne învață cu inteligența emoțională. Haideți să vedem ce înseamnă inteligența emoțională, așa cum ne-am obișnuit, suntem liberi la vorbă. Cine dorește să împărtășească cu noi ce înseamnă inteligența emoțională, după care, bineînțeles, așa cum ne-am obișnuit, o să venim cu experiențele noastre, lăsăm să curgă acest podcast. Sunteți de acord? Super. Hai să vedem cine începe. Începe Maria. Maria, spune și două vorbe despre tine ca să știe lumea cu cine vorbește. Bună, mă numesc Maria Oprea, sunt analist financiar, dar nu despre asta este vorba astăzi. Vreau să spun următorul lucru. Oamenii, de când se nasc, au întotdeauna în fața lor o Mare provocare și anume omul cât trăiește învață, domnilor. Despre ce este vorba? De când, de când ne-am născut până la acest moment și mai departe? Uh, învățăm, învățăm, învățăm. Este ca la școală. Corect. La școală vreau să zic că uh, și am foarte mulți ani de școală în spate, pentru că am deja o vârstă peste 40. Uh, <laughs> nu pare, știi? Da. da, mulțumesc, mulțumesc. Ne credeam că ai 28 da. și eu aveam senzația asta când am cunoscut-o prima oară. Apreciez. Despre ce e vorba la școală? Păi la școală ți se dau foarte multe materii, da? uh -huh. pe care unele dintre ele le alegi, îți plac, rezonezi cu ele, altele sunt mai puțin plăcute, dar trebuie să le parcurgi. Uh -huh. Însă, inteligența asta emoțională nu alegi, te naști cu ea. Okay. Uh, vine la pachet din clipa în care te-ai născut. Și cum facem să o înțelegem? Cum, uh, cum, uh, cum mergem mai departe să să înțelegem de ce avem nevoie de ea, cum, cum o privim. Uh -huh. Eu personal o privesc ca pe provocare, pentru că mereu, în fiecare zi, avem uh, în față un amalgam de emoții, pozitive sau mai puțin uh, pozitive, uh -huh. cu vibrații înalte sau uh, mai joase. Emoțiile astea, dacă nu știi să le gestionezi, Uh, automat îți influențează viața privată, uh -huh. îți influențează viața, cariera, îți influențează destinul. Uh -huh. Deci, ce facem să răspundem la această provocare, George? Cum cum, Acuma... uh, cum mergem să înțelegem această hartă a emoțiilor? Uh, mai apare un element aici. Uh, noi spunem că, așa cum ai spus tu, ne naștem cu ea. Ne naștem, evident, că avem așa suntem noi compuși cât de mult joacă, și asta este valabil pentru toată lumea, cât de mult, ce rol joacă părinții noștri sau cât de mult joacă, eu știu, părinții noștri acest rol, cât de mult știu, nu știu să ne încurajeze să gestionăm acest lucru sau să ne învețe dacă nu ne învață la școală. Pentru că eu cred și asta din toată experiența care am acumulat-o în ultimele luni și tot vorbim către tineri și pentru tineri și nu numai, povestim de acest lucru și mare parte din aceste emoții sunt blocate în primii ani din viață, da? Și pentru că este un canal pentru tineri, haideți să vedem ce ar trebui. Deci, în primul rând, eu, eu sunt de părere că sunt blocate bă, și în primii ani din viață și părinții joacă un rol important. Ar trebui să facă mai întâi părinții un curs de, da, de inteligență emoțională, să-și descopere ei ca să poată să predea mai departe, pentru că chiar Daniel Goldman a scris o carte și a scris mai multe cărți legate de, de inteligență emoțională nu este un lucru pe care îl dobândești ca pe o aplicație sau ca pe un curs e un curs și zici ok am învățat despre inteligență emoțională o avem așa cum spui și tu Maria dar cum o cultivăm, cum facem să nu știu, să, să o înviem da? și să o educăm într-un fel să înțelegem că suntem compuși, că majoritatea deciziilor pe care noi le luăm sunt emoționale da? deci Clar. nu sunt raționale până și un tricou până când ți-l cumperi dragă tinere, cu siguranță, a, ce culoare drăguță, a, ce mișto arată, ce, între la. Deci este o decizie emoțională. Pentru că văd ceva și în egală măsură dacă, nu știu, mă cer cu prietena sau cu prietenul, tot emoțional nu spun, parcă nu avea înălțimea potrivită. Da? Deci nu prea ține cont de asta. Da? O iubesc sau nu iubesc? simt, la ea sau nu țin? Acum depinde de vârsta la care ai subiectul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, eu cred că nu știu, cumva în copilărie, ori ne-a fost cultivat, ori ne-a fost luată într-un vesel altul. Cum a fost la tine, Cătălin? Stăteam acum și mă gândeam la ce spuneați voi și partea asta emoțională începe de când te naști, știi? Și dacă stai să te gândești că atunci când plânge copilul, zici, moi ce să fac ca să nu mai plângă, știi? Și îl îl pui cu capul pe umăr și el simte mirosul cunoscut și ușor, ușor se liniștește. Aici sunt senzații, percepții etăcă dar dacă stai să te gândești cu acel copil în prima lună, nu vede exact ce abia după o lună începe să distingă forme, culori etăcă. Uh -huh. Aspectul ăsta emoțional, care e ancestral, nu e, uh -huh. e o moștenire a Culturii umane, da, ca să da, spun așa, da, da. e atât de adânc încât totuși eu aș spune că există totuși o, ulterior, după ce te dezvolți, te educi, există o mixtură între emoție și rațiune. Că stăteam și mă gândeam la ce spuneai acum cu, a, îmi place verde, vreau să-mi cumpăr verde. Stăteam și mă gândeam că am participat la un moment dat La o activitate dedicată celor care sunt nevăzători da. Și ei nu văd culori Nu, nu, văd. nu au cum să facă această mixtură între vedere și auz și emoție Și atunci uh -huh. lor lipsindu-le văzul fac alte mixturi Și atunci cred că inteligența emoțională este determinată și de rațiune Adică rezultatul acțiunilor noastre Exact, exact, exact. Și atunci când, apropo de Goleman, cu leadership în momentul în care ești lider, te raportezi la inteligența emoțională, dacă ești destul de smart ca să faci treaba asta dar ă, ești ghidat de rațiune în continuare, trebuie să iei deciziile alea pentru companie astfel încât să-ți atingi scopul pe corect, care... Corect, 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 corect. Acum hai să vedem pentru tineri pentru că, uite, e o chestie, până la urmă emoțiile hai să vedem ce să definim inteligența emoțională, ce înseamnă empatie, compasiune, iubire, tandrețe toate, deci, toate. Ce comunicare. Țin, comunicare și așa mai departe uh, Într-adevăr și Golman și cred că cei care au studiat inteligența emoțională spun așa, nu putem să fim 100% rațional cum nu putem să fim 100%, 100 emoțional. Până la urmă este acest mix, această mixtură și mixtura aceasta este cumva, îmi place cum ai spus-o Maria, e o educație continuă. Adică una este ce trăiești și simți la 6-10 ani de zile, la 17 ani și ulterior, bineînțeles, cu cât acumulezi până la 100, de, până la tot 100, 100. Tot chiar tot mă uitam o seară la, nu știu dacă vă uit și chiar vă recomand uh, tuturor dragilor. Era e emisiunea, e făcut un fel de documentar cu uh, băiatul la care a jucat în Salva Mont, în Salva, nu știu cum, tăi, ce îmi scapă cu Dwayne Jog, Dwayne Rock, De Johnson, de, așa. Uh, eu fac o călătorie în jurul lumii unde să descopere lumea, practic. Asta este, și a ajuns undeva... Zac Efron. Zac Efron, a, așa, cu Zac. <laughs> și a ajuns și -a undeva în Sardinia, a, așa, în Baywatch, cu Salva Montul, cu, așa. <laughs> uh, și a ajuns undeva în Sardinia, într-o localitate unde este cumva considerată una din zonele albastre, da? unde sunt mulți centenari pe metru pătrat. Și au făcut ce a făcut emisiunea acolo și a apărut uh, uh, deci, elementele care au compus longevitatea din toate analizele doctorilor și celor care au studiat zona. Este un alimentația, dar este stilul de viață. Și una dintre ele era zâmbitul, da? starea de bine. Correct relațiile, comunicarea cu vecinii, prietenii. Deci, practic, e o zonă, e un sat, eu un, no, un no. sat în Italia, în Sardinia deci nu e ceva extraordinar. Dar, practic, și genetic, ce, au luat arbore genealogic, da? Și au spus care sunt, cumva, trăsăturile. Cei care și astăzi trăiesc 100 de ani pe arbore sunt cei care au și locuit acolo. Da? Deci, moștenirea, moștenirea se face genetic, până la urmă. la fel se întâmplă și cu arborele, cu inteligența emoțională. Pentru că dacă stăm să ne uităm, ne uităm de cum a fost bunica, vedem cum a fost bunicul, străbunicul și așa mai departe. Și cum au, pe unde au locuit ei și ce fel de viață au trăit. Că sunt războaie, că sunt, eu știu, tot felul de uh, provocări. Și bineînțeles se traduc până în zilele noastre. Acum, apare următorul element. Noi putem să învățăm acest lucru sau să-l antrenăm sau pur și simplu îl avem și doar trebuie să-i dăm voie să existe. Sau mai trebuie lucrat la aceste inteligență emoționale. Cum o cum vedeți voi? Uite, Dan, o să ne spui și tu la vârsta ta extraordinară de 47 de ani. Da, păi sunt cel mai bătrân de aici și, până la urmă, înțelept, și le. pentru noi contează chestia asta, chiar dacă suntem bătrâni. Păi da, da, da. Și, practic, e o chestie de identificare și gestionare. Adică, prima oară să-ți dai seama ce simți, uh -huh. că mulți, sunt multe persoane pe care le întrebi, spre exemplu, ce simți, a, ah, nu știu. Uh -huh. okay? Ești fericit, ești trist, te doare, ce faci? Uh -huh. Și Bună după asta. aia să, cum le gestionezi? Adică ce faci dacă simți asta? Ce faci dacă ești nervos? Ce faci dacă ești, dacă ești fericit? Uh -huh. Și odată e să faci chestia asta pentru tine Și a doua oară e să faci chestia asta pentru alte persoane Adică să vezi ce simte ăla cu care vorbești Știi? Că mulți oameni se gândesc Da, uite, eu simt chestia asta Dar nu se pun și în perspectiva celorlalți Uite, noi doi am fost în nenumărate situații cu adulți, cu tineri și la un moment dat noi făceam analogia sau analiza comportamentală a celor tineri de seama lui, colegi de lui și asta este ceea ce și tu ai observat, Maria, de când l-ai cunoscut. Da, e diferit pentru că el a ales să fie diferit, el a ales să studieze, să învețe, să se descopere. Citesc cărți pe care le-a citit el și văd ce a subliniat. Chiar ultima carte pe care a citit-o, cu alegeți destinul, eram atent la ce ai subliniat. Și acestea sunt lucruri foarte interesante care, mare parte, chiar au legătură cu inteligența emoțională. Am observat că și eu m-am uitat la ce sublineai tu în cărțile tale. Da, da. Da, pentru că suntem compuși din emoție și dacă poate chiar nația asta, nu nația, lumea suferă de inteligență emoțională, nu cunosc ce înseamnă inteligență și cum să-și folosească inteligența sau emoțiile până la urmă în viața. Deci asta este un lucru care este foarte fain la tine. Acum, uite, o să te întreb altfel. Ai descoperit-o pe pielea ta? Pentru că, nu, inteligența emoțională. Da, adică să înțelegi da. ce înseamnă. nu să ai avut sprijinul părinților, mama, ta. ta? Nu, am descoperit-o singur, oarecum. Uh -huh. Adică n-am avut nici, nici măcar de la prieteni. Adică când mai vorbim așa despre uh, ce simți când faci aia sau ce așa, mai vorbim, dar nu practic nu știm că e inteligența emoțională. Uh -huh. Noi vorbim de chestiile astea și știm de ele, dar nu, nu ne-a zis nimeni, bă, asta e inteligența emoțională. Gen Să o punem într-o categorie și să știm de ea. Da, da, da. Noi... Aș vrea să te întreb și eu ceva vis-a-vis -vis da. de ce spuneai mai devreme, că identifici și mergi mai departe să vezi da. cum pui în practic ceea ce simți. Crezi că este important să și accepti ceea ce simți? Da, normal, 100%. Chiar dacă sentimentul nu este de o vibrație foarte pozitivă, de exemplu ai o... Simți o furie, simți o... Da, păi practic asta înseamnă să identifici, adică nu să te gândești ce ai vrea să simți, să ți dai seama ce simți. Și de ce te întreb asta? Pentru că majoritatea oamenilor fac următoarea greșeală. În momentul în care sunt în situații diverse, puși și uh, au uh, de rezolvat ceva ce nu le place, da, încearcă un sentiment mai puțin uh, pozitiv, uh -huh. refulează aceste sentimente, nu le acceptă și exact. rămân uh -huh. încărcați cu ele, exact. rămân blocați în această stare. Și după aceea, te ce, după câțiva ani, eu își dau seama că stai-mă, că problemele mele din ziua de azi sunt de fapt de acum câțiva ani, când eu nu am vrut să înțeleg, să accept, să gust un pic și dintr-un sentiment mai amar, ca să văd ce gustare, are, da? ca să pot să îl rezolv. Asta este foarte important, părerea mea. Da, nu, e foarte fain și gândiți-vă mai, mai gândiți -vă la un alt lucru până la urmă când vorbim de uh, un gust amar. Când ajungem și asta pentru cei care suntem trecuți un pic prin viața, când simți uh, tu mai ai acum, dar vezi? n-ai încotro, ce să faci? Are să, un gust amar mic acum. O să ai fierea stricată. Știi ce să te aminte chiar apropo de acest lucru? Ieri am sunat uh, pe cineva de pe OLX să... Uh, el îl întreb de, nu mai știu, un aparat de fotografiat. O cameră. Știi mm -hmm. că îți povesteam, da. ție, Dan. Și scria acolo într-un colț, firmă. Înțeles că eu m-am bucurat că e firmă, în sensul în care întrebam dacă poate să-mi facă factură. Deci atât am reușit să fac. Bună ziua! Se auzea că e voce de tânăr, deci e o persoană tânără la, la telefon. Zic că am văzut că aveți în colțul, mă interesează acest aparat, aveau multe lucruri pe, pe acea pagină, și am văzut că aveți firmă. Puteți să-mi faceți factură? Și reacția a fost ceva de genul Doamne, dacă vrei factură, să fac și o factură cu 4.000 de lei. Dacă nu te și cumperi." deci n-am făcut nimic, deci doar am întrebat, știi? Și am stat și am... Deci stăteam și ascultam, știi, apropo de gustul amar. Și bineînțeles că eram, deci mai ales că sunt trecut prin mai multe, chiar am pus pe speaker și le lăsam să văd când termine și cum termine. Și am spus, zic, m-am ghidat de această informație. Doamne, dar eu sunt din surse sigur, deci se justifica incredibil de mult, fără să zic, doamne, am înțeles, deci nu e niciun fel de problemă. Zic, doar era o întrebare dacă pot să fac, dacă pot să faceți factură sau nu. După care, bine, bine, și mi-a închis. No. Deci, practic, modul ar fi deci dacă, nu știu, n-aș fi gestionat și n-aveam experiența, m-ar fi enervat cu siguranță, ar fi fost un gust amar de care vorbeam și spuneam, băi, puștulică, să-ți explic, Legislativ, dacă scrii firmă, poți să faci factură sau nu? Nu mă interesează de unde le cumperi, da? Poți să le cumperi de oriunde, din China și să le faci factură pentru că tu ai o firmă acolo și mai departe. Deci puteau să fie o grămadă de alte rezultate a aceleși conversații. Dar, pur și simplu, am stat, am observat, bineînțeles că n-am mai apucat să zic nimic, pentru că... Te știi? întreb, George, dacă era altcineva în locul tău, cum reacționa? 100 la așa un mare... Dar hai să, să facem în următor. Câți dintre acești oameni există în piață, în lume, care au acest tip de reacție? Sunt foarte mulți. Care este filtrul? Judecata, nu? Deci, în momentul în care eu am întrebat ceva, mintea a accesat filtrele lui, da? Care sunt filtrele lui? Depinde cât de bine le gestionează emoțional, cât de multe cunoaște din punct de vedere a dar vedeți că acțiunea sau atitudinea este ghidată de o emoție. Emoția care a fost? Probabil mintea lui ce a fost? Hai să ne facem și eu, asta e un exercițiu pe care eu îl fac. Teama de a fi judecat sau eu știu că probabil fură sau, eu știu, nu are în regulă marfa sau o chestie de genul ăsta. Asta e o reacție de apărare. Are sens? Deci, practic, n am făcut absolut nimic. Doar am întrebat și omul mi-a spus, dincolo de cuvinte, eu am înțeles de fapt care este povestea. Mai mult decât mi-a spus așa, marfa este din surse sigure. Uh -huh. Dar n-am întrebat nimic. O înțelegi? Adică, nu, asta este exact. Și dacă ne punem în orice fel de altă situație, în momentul în care nu gestionez emoțional și nu sunt matur emoțional, reacția mea este de apărare. Da? Mă apăr. Așa cum ai spus tu de altfel, știi? Sau mai exista varianta ca omul acela să fie cu, încărcă, cu o încărcătură, cu niște blocaje emoționale corect, proprii corect, corect. atât de mari, corect. încât primul venit, primul servit, corect, ia George, corect. ia George de aici, nici nu avea legătură, poate, cu subiectul vostru, ci el pur și simplu, pentru că nu a învățat să-și gestioneze exact. emoțiile, nu a învățat să înțeleagă că tu, nu ai de ce să-mi suporți mie toanele, pentru că uh -huh. sunt ale mele, așa cum nici eu nu am de ce să ți le suporție, să ajunge la astfel de discuții. Pe de altă Despre parte, este vorba. cum reușim să ajungem în interiorul nostru, și asta e chiar pentru toată lumea, să nu ne mai atașăm de acest lucru. Adică când spun gestionare de emoții, înseamnă că eu pot să înțeleg că tu ai niște toane și să nu mă supăr aș putea maxim să te ajut. Să spun cu ce te pot ajuta. Așa apare empatia, compasiunea. Iar tu să ai la fel de mare inteligență emoțională în care să spui îmi pare rău, am greșit. Are sens? Deci de asta mai este mai... pe de-o parte, pentru că toane momente vom avea cu toții. Da? Suntem oameni și suntem predispuși. Evident, cu cât înainte și ești mai matur emoțional, vei ști să gestionezi lucrurile acestea. Ai primul impuls îl gestionezi, acolo apare fenomenul, există și cărți cu cele 5 secunde, 10 secunde, chiar îmi spune la un moment dat o clientă, ce mie îmi trebuie vreo jumătate de oră să-mi număr până, <laughs> până la, 2500 ca să... Zic, nu, trebuie să număr până la 5 și să vezi că primul impuls de obicei este cel pe care tu l-ai antrenat, da? Sau ce, care este blocajul, spune. Pe de altă parte, dacă pe tine te deranjează ceva, este ok. Eu pot să nu primesc acea emoție și din contră să vin către tine cu compasiune sau empatie să spun ok, am înțeles că ești de supărat, eu știu, te în ceva, cu ce te pot ajuta. Da, deci cumva acolo văd această inteligență emoțională. Inteligența emoțională înseamnă să identifici momentele emoționale să știi cum să reacționezi la ele. Și de plus, da, apropo de super pozitiv, știi când ești super euforic, vreau să-mi iau geaca asta, tricou ăsta, mașina asta și spui, ok, eu zic să mai aștepți un pic, vedem ce se întâmplă peste o săptămână, o lună, da? La fel se întâmplă în absolut tot. Gestionare de... Nu? Tu ai avut emoții când ți-ai luat apartamentul? Abia așteptai sau ai zis... Nu? Am avut emoții, credit, Stres. sunt toate dar ce-ți plăcea, Bucătăria? Da. <laughs> Normal. Bun, hai să vedem, uite, hai să ne. Sunt șef! Să... <laughs> La tine în casă. Uh, haideți să vedem, pentru că în, pe acest canal avem tineri. Uh, tineri și, nu cred că numai tineri, pentru că au început uh, să apară și alte, de alte vârste și ne bucurăm. Eu mă bucur din suflet. Uh, dar hai să vorbim, pentru că dacă tot l-am dedicat tinerilor, care ar fi în, nu știu, în ace, până în 20-25 de ani, care ar fi emoțiile pe care le trec ei și la care ar trebui să fie atenți, cumva să lucreze, uite cum spunea Dan, să înțeleagă ce înseamnă bucurie, tristețe, eu știu, frică și așa mai departe. Care ar fi lucrurile la care să fie atenți? Indiferent dacă au contribuit sau nu eu părinții, cred, oamenii din jurul nostru. Eu cred că ar trebui să fie atenți la toate, pentru că oricum inteligența emoțională se dezvoltă în timp, e mai mică la început, până o conștientizezi, no. până îți dai seama și oricum furie, bucurie, toate lucrurile, nu le înveți decât din experiență, mm -hmm. poți să ai bucurii multiple, pe diferite forme, tristeți la fel, neîmpliniri la fel no. și după aia începi să faci distinții între ele și spui, băi, la asta am, atunci am reacționat așa mai bine, nu mai reacționez acum că știu ce am pățit atunci. Mm -hmm. Și e, E o chestie, cum zicea și Maria, o chestie de antrenament, de exercițiu, înveți permanent și le și dezvolți. Numai că intervine și rațiunea la un moment dat, pentru că s-ar putea să fii empatic, să fii prietenos, să fii de ajutor, să faci lucruri bune și ajuți același prieten de 10 ori, uh -huh. e foarte fericit că l-ai ajutat și a 11-a oară nu poți. Da. Și empatia dispare, scurt, de la el, nu de la tine, și te trezești că e supărat pe tine. Asta se întâmplă la orice vârstă, nu are da, niciun da, da. fel de legătură cu o perioadă a vieții sau. și te gândești cum să reacționezi și dacă inteligența emoțională este foarte exersată la tine. Nu rămâi încărcat ca băiatul de care da, ai da, povestit da. Că se întâmplă în felul următor Rămâi încărcat, te duci acasă și zici familiei Sau da, da, da. ia uite ce am pățit azi Încă da. mai povestești problema și da. o rulezi și o derulezi Și ajungi la concluzia că tu de fapt în loc să-ți petrești timpul cu cei dragi Stai și le povestești trăirile negative pe care puteai să le lași acolo Și să spui bine prietene, mulțumesc frumos, nu mă interesează Sau puteai să nu le iei ce da. ar să înveți să în nu lei. Eu cred că și asta este, și acolo cred că este călătoria. Eu așa o văd. Adică să ajungi la punctul la care nu neapărat că nu mai ești lipsit de emoții, ai emoții, dar nu le... Adică ai, ești înconjurat de aceste emoții și să reacționezi la situație, astfel încât să nu nici prea profunde, nici prea. Pur și simplu ești da? Deci eu cred că acolo este un maxim pe care, apropo de echilibru, știi? Pe de altă parte, eu mă, mă gândesc în felul următor. Cred că ai nevoie și de experiență. Știi că spune cineva. Vezi că eu nu știu, după ce o să te cerți cu prima, prima parte de viață, o să zic, prima dragoste, știi? Da, 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 mie nu o să mi se întâmple, știi? Și da. se întâmplă. Ia, <laughs> mai mult sau mai puțin, mai depinde de, de, de situație. Deci ai nevoie, practic, de pe experiența ta, de practica ta, să înțelegi ce se întâmplă. Că așa de știut? Știut. Pentru că, până la urmă, când spun de inteligență emoțională, sunt emoții pe care nu le pot. Eu nu pot să simt ce simte Dan acum, sau Maria, sau tu, știi? Mm -hmm. Deci, nu am cum. Eu doar pot să cred, să-mi imaginez că tu ești bucuros. Dar tu poți să-mi arăți mm -hmm. prin exterior. O mască. O mască, da. Cum e să, să trăim autentic în emoția asta? Cum ar fi să trăim? Să ne bucurăm? Să arătăm că suntem bucuroși pur și simplu și să n-am niciun fel de emoție. Ar trebui să fie legată de chestia asta? E interesant cumva? cum se dă, eu nu mai țin minte cum era la 17 ani, cum, cum se dezvoltă la Dan. Dar știi că i-am spus la un moment dat, mă, Dan, ar trebui să mai zâmbești un pic? e o mască da, sau? Da, mi mi-a zis la un moment dat. Păi și tu de atunci ce ai înțeles din treaba Nu știu, cred că nu zâmbesc <laughs> destul. <laughs> era așa foarte serios la un moment dat. Dar a fost așa vreo două zile la un moment dat, știi, și zic, mă, Dan, ai păzit ceva, zic, mai zâmbești, și tu. Nu, așa sunt eu. <laughs> Dar să știi că aspectul ăsta eu personal îl observ la foarte multe persoane din jurul meu și uh, nu neapărat este o chestie negativă pentru că, da, ești serios ești, uh, îți vezi de treaba ta, ești preocupat de ale tale, însă uh, zenul, starea ta de bine, ți-o faci prin autoconectarea cu tine, autocunoașterea dacă tu te conectezi la tine, te cunoști automat emani și către ceilalți. Și aici intervine o comunicare eficientă cu cei din jur, cu iubita, cu iubitul acasă, no. la job și așa mai departe. Zâmbetul este practic un fel de premiu, este ca o joacă viața asta, știi? Și ne încarcă cu o energie foarte, foarte benefică, de înaltă vibrație. De asta și în momentele în care personal trăiesc poate, ce știu eu, un moment mai puțin bun, încerc să zâmbesc, mă ajută foarte mult să știi. Da. da nu e. Și acum mai apare un moment. Un, moment mai puțin bun este că ai hotărât tu să fii un moment mai puțin bun. Ai, hotărât tu că acel moment este pentru tine mai puțin bun. Pentru că în șamanii privesc moartea ca o altă trecere într-o altă galaxie, adică nu este neapărat, uite, uh, sunt uh, nații și etnii care sărbătoresc cu petrecere uh, și indienii la fel da, sărbătoresc trecerea neființă a unui uh, membru din trib. Da? Deci nu e, depinde foarte mult de cultură în sine, adică și ar trebui să privim același lucru și dragi tine, ar trebui să priviți același lucru. Bine, ar trebui, ar trebui să mai învățăm un pic despre acest lucru, că până la urmă moartea este așa cum a bine și nașterea pentru tine moartea este la fel de, vine pentru tine mai devreme sau mai târziu sunt cele uh... două lucruri sigure din viață da, e singura certitudine de altfel în viață în rest, practic, <coughs> n-ai nicio certitudine sunt doar vise și povești uh, iar între aceste două capete, știi, practic este cum trăiești uh, dacă ai un moment mai puțin bun, întrebarea este ce-am învățat din el pe lângă faptul că studiile mele și practica mea spun în că următor, când apare o provocare în viața ta înseamnă că acolo este cheia, acolo este ușa prin care să treci, de fapt, să te duci la nivelul următor, să mergi către drumul tău, practic. Adică acolo sunt semnele, eu așa le văd și le-am le, -am, le -am antrenat pentru mine și este perfect, nu știu, eu simt treaba asta. Acum, părerea mea este că foarte mulți oameni Preferă să rămână în spațiul lor de confort și să nu accepte această provocare pe care mi da, da, spui da, da. tu. Oh, e bine așa, sunt da. ok, lasă-mă, sunt, sunt în regulă. Dar tu simți că nu, ești în că nu este în regulă. Bineînțeles. Chestia este că numai tu poți să decizi pentru tine. Tu poți să studiezi, tu poți să te dezvolți. Spuneai, George, la început că din copilărie... Uhum. Ușor ușor încerc, încep să-ți dezvolți această latură de inteligență emoțională, de la părinți. Da, Ei, sunt sunt multe care cazuri în care poate acei părinți nu există sau nu sunt da, o familii mai puțin apropiate, ca să spun așa, delicat. Ce, ce facem atunci? Ce facem într-o situație de genul acesta? Sunt un copil de 10-12-17 ani în care mă simt singur, mă simt neglijat, mă simt disperat, pentru că nu știu încotro să o iau. Ce facem atunci? E, uite aici, e o chestie interesantă că sunt și cazuri, într-adevăr, destul de multe. Acolo cred că contează foarte mult oamenii pe care îi ai în jur, care te ghidează cumva să aparții, da? pentru că inteligența emoțională se antrenează și se cultivă în spațiu cu oameni. Da, într-un fel sau altul, cel puțin în primii an din viață. Ulterior, poți să-ți găsești liniștea și când ai maturitatea necesară, unde te poți bucura și de un fir de iarbă, adică găsești să te bucuri de o albină, să te bucuri, da? Deci sunt ființe în jurul nostru care fac parte în aceeași din același univers în care facem și noi parte. Dar, acum cred că contează și uite, există o grămadă de centre de plasament sau există pentru cei care, într-adevăr, n-au avut bucuria să, să aibă oameni dragi lângă ei să învețe într-un fel sau altul. Care cred că își dau tot concursul pentru a instala acest lucru Unii dintre ei, acum nu cred că toată lumea Dar cred că asta ar trebui să fie făcut Pe de altă parte, sunt și cazuri Și am văzut cazuri și în România Chiar în discursul TED Din același context Care au reușit să meargă dincolo de suferință de emoții Și să ajute mult, mult mai mult Tocmai pe acest lucru Și asta este chiar un subiect destul de bine, de mult dezbătut, cei care au fost privați într-un fel sau altul sau nu au avut sau nu au înțeles și ulterior când s-au maturizat au înțeles că uite, putea fi altfel și au dedicat viața în a ajuta și a sprijini exact în direcția asta. Mai mult decât atât. Uitați-vă că cel puțin în ultimii 10-20 de ani aș putea spune cu mult mai multă intensitate majoritatea influencerilor din punct de vedere educațional și așa mai departe, se duc în zona emoțională. Că este spiritualitate, că este emoțional, că vorbim de leadership, tot acolo este inteligența emoțională, nu mai management, da? Deci ai nevoie de el, că până la urmă ai câteva lucruri, de aici până aici e fundul de lemn, trebuie să tai sau nu știu ce, de... ce de... da, Deci ai nevoie, dar cum și ce faci, cum îi dai tu gust la ciorba aia, da? la organizația aia, la țara aia, știi că noi am mai uh -huh. povestit și într-un alt interviu, ține de inteligență emoțională. Da? Deci cu alte cuvinte, Uh, dacă n-am avut, așa cum ai spus tu, știi, n-ai avut uh, experiența asta, într-adevăr, e bine să cauți și să găsești oameni care uh, te pot ajuta. Na? Uite, un podcast ca acesta te poate ajuta și de acolo să găsești o comunitate care să te poată învăța să, să ți descoperi aceste emoții. Să ți le lași libere, dar de acolo să ți le antrenezi. E adevărat că n-ai sistem de referință. Uh, da, de asta este foarte important. Asta este un lucru, mm. asta este un lucru destul de greu de realizat pe de-o parte, pentru că există acea, acel gol, pentru că zâmbetul mamei, mămicul, mă știi, mamei, tatălui, uh, eu știu și când e certată că ai spart un pahar, tot o emoție. Ai învățat ceva în țară, ce este bine, ce nu este bine. Până la urmă ai primit, într-un fel sau altul, emoțiile din partea unor oameni, care tu ai considerat pe unii, mamă, tată, frați și așa mai departe. Uh, dar vezi tu, și în, și în contextul actual, uh, Maria și dragilor, există copii și am cunoscut copii și chiar avem în jurul nostru, Dane, un copil cu părinți, ambii părinți, uh, și suferă foarte mult de inteligență emoțională sau de gestionarea emoțiilor uh, la 16 ani. Nu, Dane, cred că știți despre ce vorbesc, uh -huh. dar nu e, nu vreau să detaliem aici. Și asta, bineînțeles, e nevoie de răbdare. Uh, lucrul acesta era cumva în sarcina. În sarcina. Părinții au fost cei care au influențat într-un fel sau altul reacțiile și modul în care gândește și simte copilul de 16 ani. Da? Deci, vedeți voi, și cu părinți neantrenați, needucați, ne... care ei la rândul lor poate au trecut prin traume sau diverse, uh, știu, lipsuri în. Și viața au rămas lor. cu blocaje nerezolvate. Și au rămas și cu nou, să -și copii. Și nu au ce să-și învețe copiii sau trăiesc în egoana exact. asta după bani exact. și lipsă de timp și așa exact. mai departe. Exact. Deci cum cumva acest lucru și din ce în ce mai mult se suferă, din păcate, așa cum spunea Cătă într-un alt podcast, că dacă mergem pe stradă, 90% dintre oameni sunt triști. Da? știi? Deci până bună ziua să uită strâm la tine. Da, sau te ceartă ce vom bagi în seamă, lasă-mă în pace. Uh, și asta este o provocare destul de mare la nivel mondial. Deci asta este un subiect care se poate dezvolta de deci, ce... În, în zona asta se poate face multă treabă, să spun așa, pe lângă faptul că apare Întrebarea existențială cine sunt. De unde apare această întrebare cine sunt? Dintr-o emoție care îmi spune mi-e frică, nu mă cunosc, nu cunosc. Da? Deci tot ține de emoții într-un fel. Că de necunoscut, a existat și va exista da. dintotdeauna. Da. Da. Uh, cum poți să identifici dacă sunt bucuros sau trist? Dar este iar o întrebare. Da? Deci dacă zâmbesc înseamnă că sunt bucuros, da? poate să fie doar dar un moment. Neapărat. Dar nu neapărat. Da? Deci să ai plin, să fii plin. Cum mă simt? bine, mă, bă, bine, dar din, știi din toate celulele tale să spui că ești bine, altul probabil dacă are un filtru așa cum îl are el, o să zică, asta e nebun, frate. Deci ăsta chiar e nebun. Știți, uite, tu, Maria, știi, când, nu știu dacă ți minte momentul, nu ți minte că ai intrat, a fost colegă cu noi în Speakers Club, pentru cei care știți, pentru cei care nu știți intrat tot pe YouTube și găsiți canalul Speakers Club eu în momentul în care am pornit evenimentele și știi că dădeam drumul la muzică, Așa cum dau eu drumul la muzică. Evident, am împrumutat acest obicei pe care mi-a plăcut Maxim și am văzut ce înseamnă și ce înseamnă trezire la nivel emoțional al oamenilor și am aplicat-o și, și mi s părut, mi se potrivește și în evenimentele știi că le facem cu muzică și cu cât ca să stimulăm această cu mai emoție. Mai multă vibrație. E, la... Exact. Primele reacții au fost. Au fost care au spus că sunt un pic sărit, pentru că în România, hai să zicem că în Occident s-au mai obișnuit, s-au mm -hmm. început un pic mai de mult, americanii cel puțin, dar în România chiar cineva înainte să încep, chiar spunea, abia aștept să vină evenimente pentru că vreau să dau drumul la un alt, o altă metodă. Și mi-a spus, bă, nu știu dacă oamenii o să reacționeze bine, că oamenii sunt nu știu cum. Și am spus, păi tocmai asta e ideea, hai să-i învățăm. Asta este foarte trist, că majoritatea oamenilor aleg să nu-și să nu manifeste emoții. Exact. Să le țină pentru ei, că Doamne ferește să rămână fără ele. Cine știe da. ce descoperă. Oh, da. <laughs> Ideea este că trebuie să le acceptăm, să le înțelegem și să învățăm din ele, pentru că altfel nu vom evolua. Rămâne în spațiul nostru de confort acolo, că ne e bine că putem să ne creăm în spațiu de confort și să nu ne fie bine acolo. Da. Da? Deci despre asta este vorba. Dar știi ce vreau să zic? Acceptare sau știu? E, e o mare diferență între accept și știu. Știu că sunt, nu știu cum, mă simt, nu știu cum, dar acceptarea, aici eu cred că e o chestie foarte fină și foarte puțin reușesc, pentru că eu zic că ai nevoie destul de multă maturitate. Dacă nu conștientizare, poți să ai dintr-un șoc, poți să ai din ceva, care să spună, da, înțeleg, dar între știu că ar trebui să și să accept acel lucru, nu ușor. Știi, uh, e ușor. E vorba aia cu... Uh, zice cineva, băi, ești prost și în discuție, tu spui inițial, bă, mă, sunt cam prost la chestia asta. Și el zice, da, bă, ești prost. Și tu zici, bă, când o zic eu, sună pe un fel, când o zici, tu sună în alt fel. Da. apropo de acceptare, accepti pentru tine sau pentru ceilalți, știi? Da, uite, uite, uite să dau un exemplu, pentru că noi nu suntem în, și cu exemple. Tatal tatăl meu era, e un tip foarte energic, da, e plin de viață. El e... Deci zici că toată viața lui a fost uh, fumat și... Deci de fiecare, e plin de energie, plin de viață, plin de Nu uh, copilul, George, la 10 ani, când au divorțat părinții, și-a creat o imagine despre tatăl care era aproape fumat, da? Sau chiar fumat câteodată. În sensul în care, nu, poate și modul în care mi s-a transmis informația și uh, așa mai departe. Uh, M-am dezvoltat, m-a ajutat să mă dezvolt, să-mi dezvolt această inteligență emoțională, pentru că permanent el nu accepta, cumva îmi era minte permanent că el face pe deșteptul, știi, cumva, ceva de genul ăsta. Pe lângă faptul că mi-a și administrat o, o sărbească, sau nu știu cum o <laughs> o oră, o oră <laughs> când eram mic, pentru că n-am reușit să fac niște exerciții la matematică și m-a făcut prost. Dar eu am ținut minte chestia asta, că nu ești în stare și eu nu eram în stare să citesc alfabetul, mai să fac cu legeri de matematică, el la nivel de inginer. Dar atât de tare mi-a intrat în minte chestia asta că eu sunt prost și atitudinea și comportamentul la mic copil. Deci permanent am trăit mulți ani de zile cu sentimentul ăla să nu fiu prost. Până nu, adică vorbesc de câțiva ani încoace, maturizându-mă, am înțeles că practic în spatele anumitor comportamente, decizii, stătea ideea să nu fiu prost. Am știut, cred că mulți ani, că este asta provocarea. Deci, știam că e cumva în oglindă, dar când am început să accept să înțeleg că, de fapt, eu îmi dețin viața și că nu mai sunt copilul oricum, cel de în urmă, că tata e alege treaba lui, cum este, prost deștept e alegerea lui, la fel cum fiecare dintre noi. Deci, practic, între a ști și a accepta, am avut nevoie de experiență pentru că mă observam în comportament. Adică, Doamne ferește să se întâmple ceva care să-mi să, să atingă ideea de a fi prost sau trala. Pe de altă parte m-a ajutat să învăț, să evoluez, pentru că nu, să nu fiu prost, pe de altă parte, pe de altă parte, comportamentul meu în anumite momente nu era cel potrivit. Și ulterior, în momentul în care am început să înțeleg și bine, am urmat procese, studii, căuci și așa mai departe, psihologi, am descoperit acest lucru, că chiar am vrut să studiez și am vrut să știu despre mine. Și atunci, în momentul în care am conștientizat și conștientizarea s-a petrecut în fața mea cu el, când n-am mai reacționat, adică simțeam că nu mă atinge emoția respectivă și din contră răspundeam dintr-un loc de empatie și am schimbat inclusiv comportamentul lui Și asta mi s-a părut foarte tare, într-un sens în care a, a devenit accesibil, ca și cum, știi, erau a, forțe la un moment dat și asta se întâmplă inclusiv în relațiile cu ceilalți, când ai o forță, știi, bă, tu nu -mi spui mie că ești prost, tu ești prost, eu, eu las mă pe mine să zic că ești prost, știi, poate să fie o conversație interioară. Dar nu am seama că bulele s-au așezat, știi, și am înțeles, ok, te accept în bula ta, mă accept în bula mea, e ok. Da, Deci nu mai aveam nevoie să demonstrez la nimeni, nici măcar lui la nimeni evident și dacă într-un fel sau altul apropo de răspunsul la hate și asta este o altă discuție pe care poate o abordăm într-un fel sau altul plecând de aici și tentația de sau cum privim hate-ul din social media pentru că avem libertatea acum să facem orice, în egală măsură cum primim hate-ul, că sunt copii și în special tinerii unde și dau dar și primesc hate. Ei, și chestia asta influențează incredibil de tare. Deci, uh, pe unii nu-și dau seama, dar este dureros pentru că cineva care nu-l cunosc, îți spune că ești urât, ești strâmb, ești prost, ești proastă sau mai știu ce, că sunt tot felul de avioane pe, pe social media. Influențează și, și aici, inteligența emoțională e slabă exact. la oamenii ăștia da, e exact. vorba și de atitudinea pe care tu-ți o. Cultivi față de tine și față de ceilalți, pentru oh, că da. a avea încredere în tine și a fi un om cu caracter, da? cu coloană vertebrală și atitudine, nu poți să faci asta decât dacă de te cunoști foarte bine. Apropo de ce spuneai da, da, cu da, da. tatăl tău, îmi pare uh -huh. bine că ți-ai destrămat acea frică, teamă uh -huh. de a fi prost. Cred că, de fapt, frustrări de genul ăsta avem cu toții. 100%! Toți! Avem frustrări. Și asta e valabil pentru toți. toți cei care ne urmăresc, să să înțelegem că sunt instalate de aia și dau exemple. Și puteți veni și voi cu exemple, care dacă le-ați conștientizat într-un într fel sau altul, pentru că și ei, și oamenii care se uită, trec prin aceeași poveste. Adică trec prin aceleași povești și nu-și dau seama și nu realizează că anumite comportamente sau stări sau emoții sunt influențate de undeva. Da? De undeva, dintr-un moment. Dintr-o poveste, din ceva care nu poți să-ți dai seama. E bine că măcar poți să înțelegi de unde vin, să accepti, pe care să începi să duci această uh, conștientizare la nivel de acceptare și să schimbi pentru tine, să înțelegi că fiecare, ins, mamă, tată sau cel din jur, are libertate să fie cum vrea, iar eu, eu aleg să fiu cum vreau, să simt în, cum vreau, știi, fără remușcări, eu știu, temeri, frici. Și... și apropo de ce spui tu acum despre schimbare, asta este de fapt provocarea, pentru mm -hmm. că zilnic avem o parte de schimbare. Zilnic totul este într-o schimbare continuă și atunci în momentul în care tu te cunoști, îți stăpânești emoțiile, gestionezi foarte bine ceea ce simți, foarte bine nu există, că nimic nu este, nimeni nu este perfect. Cum nu există perfecțiune. Da, în momentul acela poți să faci față schimbărilor. Uh -huh. Nici o schimbare nu este uh, foarte confortabilă, că e de bine, că e de mai puțin bine te scoate din spațiul tău de confort. Da, da, da. Dar trebuie puțin să le judeci la rece și să vezi un pic ce este bine pentru tine. Ceea ce este bine pentru mine, poate pentru Cătălin să nu fie bine. Deci trebuie să gândesc în interiorul Corect. meu și asta înseamnă că trebuie să mă cunosc și să știu ce-mi doresc și ce vreau. Și cei din jur să nu creeze cumva un anturaj care să mă influențeze, să mă scoată din ceea ce da. simt eu. Pentru că, cum spuneai și tu, ceea ce simt eu, simt doar eu. Aseară, da. uite și asta o să te provoc pe tine, Dane, să-ți să aducem de un moment după ce povestesc chestia asta. Uh -huh. Aseară, de fapt, aseară ieri am avut un client la în sesiunea de coaching și candidează sau a fost propus să candideze pentru primărie în mă rog, a fost propus, nu a prea propus, că i s-a, de fapt, i s-a propus, dar n-a acceptat el primărie din Făgăraș. Și uh, întrebările mele erau de ce? de ce? De ce? De ce? De ce? De ce ai acceptat? De ce n-ai acceptat? De ce vrei să faci asta? De ce e tânăr, foarte tânăr? Zic, de ce vrei să ai grijă de comunitate. Am și adresat întrebarea într-o manieră care să stimulez apropo de inteligența emoțională. Și bineînțeles, a, să facă eu nu ce centură, să povești, doctrine. Nu, 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 hai să mergem mai departe. De ce? De ce? Uh, și mi-a spus că cumva și-ar dori ca, că el are foarte mulți prieteni și tânăr la vreo 25-7 de ani uh, care au plecat din Făgăraș cumva și că dacă ar face el niște lucruri acolo în Făgăraș, îi aduce, înapoi. Îi aduce înapoi. De fapt, uh, ce mesaj a transmis? Sentimentul de apartenență într-un fel sau altul. Știi că nu se desprinde de o anumită etapă din vârstă. Mă, fiecare are libertatea să fugă. Tu poți să faci o grămadă de alți prieteni. Și poate nici prietenul sau respectiva persoană nu mai vrea să fie prieten cu tine sau să stea în spațiul tău da. într-un fel sau altul din diverse motive. Uh, vedeți voi cum suntem ghidați de anumite lucruri? Să faci centură. Ok, faci tură, dar vezi că în spate, în spate, în spate, în spate este o emoție. O emoție a unui tânăr care a petrecut, eu știu, din liceu, poate, alături de șapte flăcăi și s-a simțit bine alături de ei și vrea să păstreze acea emoție. Vezi ce înseamnă, de fapt, inteligența emoțională? Deci am spus că vreau să te provoc, pentru că tu cu siguranță ai trecut prin aceste etape și sigur ai văzut câteva lucruri, în, ai trecut prin ele. din punct de vedere emoțional, cum le gestionat? Adică știu și mi-ai povestit, dar chiar aș să te las pe tine să, să ne spui. Din punct de vedere emoțional, anumite, nu știu, diferențe, conflicte, felul în care ai înțeles lucrurile. Păi, acum, mm. în general, cred că depinde foarte mult de situație, cu cine ai avut conflict sau. Da, da, da. Ce s-a întâmplat în situație, dar e practic același proces. identifici, accepti. Iar mm -hmm. am zis, la început identifică și gestionează, dar practic identifică, acceptă și gestionează. Și practic prima oară identifici ce s-a întâmplat, Cum a fost ce a a fost să ai identificat? Că este... e, nașpa. e nașpa. E nașpa tot timpul. dacă adică ce identifici acum. Dacă identifici Corect. un conflict, e nașpa. Dacă identifici o iubire, e altceva. Da, da, da. Dar practic ăsta e procesul de identificat. După aceea se accepti asta și gestionezi cumva. Ți-a fost uh, ușor să accepti anumite lucruri? Mm, no. Nu. Nu ți-a fost ușor? Nu. No. Uite, uite, nu, nu dăm detalii, dar vezi un pic care a fost reacția ta uh, imediat, să zicem, uh, în procesul de acceptare? Uh, inițial, reacția mea inițială a fost să nu accept, că n-a fost așa. Uh, -a Practic de -ta de -ta. Să evit. Să am, eu am avut. Eu, de fapt, oricum am chestia asta, oarecum, câteodată și identific chestia asta și o fixez. Câteodată... Dacă am părerea mea formată pe ceva, nu pot să-mi schimb părerea pe chestia aia, chiar dacă s-ar putea să greșesc pe chestia aia și uh, încerc în general să fiu deschis oarecum și la alte opțiuni pe situația aia. Nu, Dar nu cum ai pe ajuns să fii fixat pe părerea ta? Habar n-am. Ei, nu știu, încerc să vezi acum. Nu Eu știu, cine poate ți o fi de încredere, nu știu ce-ar fi. Păi da, și merge așa în mintea ta în urmă să vezi cum ți s-a instalat asta dreptatea mea. Uite, eu identific că tu Eu văd că tu identifici Că ai o mică da, problemă da. Urmează următorul pas mm -hmm. Da, da, e un proces da. Ele oricum el studiază dar să înțelegi un pic, știi, n-ai nevoie Chiar nu-i deloc în el Așteaptă, de așteaptă zi la de bătrân Să dea cu capul de tot cu ușii Da, dar nu, el are, fiecare trece prin procesul lui El chiar la un moment dat îmi spunea A avut și cu mine pe aici Pe aici, dreapta, stânga Și în ultimul timp, nu, nu mai Este atât de cocoși, dar îl ascult și am încredere în el, dar și dau acest lucru. Pe de altă parte, îl și stimulez să dezbatem anumite Hai să ne spunem părerea. Uite, ce părere ai legat de asta? Ce părere ai legat de asta? Poate facem așa, știi? E fain să ai fi o idee de a ta să fie fructificată într-un uh -huh. fel sau altul, dar poate nu e necesar. S-ar putea ca ideea celuilalt la un moment dat să te ajute mai mult decât ideea da. ta. Da, să fii deschis la, la opinie celorlalți nu e. Uh, unii învață și depinde cum au învățat, dar unii nu învață și e tot un sistem de apărare. Uh, și cred că treceam, am trecut toți prin asta. Ce? Nu, să gând, nu cred gând. că n-am trecut. Ai fost din prima atât de deschisă la tot ce ți se spune, Maria? Sau ai avut dreptatea ta câteodată și ai zis, nu, nu, asta e dreptatea mea? Măi, eu sunt o persoană destul de diferită, simplă, dar dificilă, ca să zic așa. Toți te place nu neapărat. Eu niciodată nu... sau cel puțin în ultimii ani, da, pentru că m-am maturizat și în timp am înțeles uh -huh. unde greșeam și mi-am acceptat frustrările și le-am rezolvat și au venit altele și tot așa. Uh -huh. uh, dar uh, am... Uh, am un moto pe care, uh -huh. în care cred foarte tare. Singurii demoni pe care cu care trebuie să ne luptăm sunt cei din lăuntrul nostru. Și uh, asta uh, poți să faci doar uh, acceptând că nu întotdeauna ai dreptate vis-a-vis -vis de ce mă întrebai. Și uh, chiar dacă sunt situații în care mi-ar plăcea teribil să am numai o dreptate, automat văd un pic și partea și părerea celuilalt și țin cont de ea. Deci în, în ultimii ani eu chiar am, sunt foarte mulțumită de mine că am ajuns la acest nou nivel, da? Să pot să țin cont de părerea celor, celuilalt, Aha. nu doar eu am dreptate sau Poți să am eu dreptate, poți să ai și tu dreptate și să nu greșim niciunul dintre noi pentru că vedem Bine lucrurile înțeles. diferit. Adică exact. se, se întâmplă pentru fiecare altfel. Oi da. păi, știi cum e? Dacă asta te opere, dacă asta te ține pe loc, înseamnă că ești decizii greșite. Dacă te ajută să mergi mai departe, înseamnă că ai învățat ceva. Deci, pe de o parte, eu, eu mai am și o analogie. Dă drumul la demonii știi? E un zăvor zi mă să plece. Și exact, exact. Să mai vine și Închide zăvor. Să mai, zăvor. să mai vine. De zăvor. De zăvor. <laughs> și asta e. Deci ce mai tare, e, apropo de băiatul cu olex și așa mai departe, chestia asta poate să fie și o, un exemplu. Se poate întâmpla în fiecare zi. Clar. În fiecare da. zi. Dacă da. mergem acum la magazin de jos să luăm un sandwich, uh, cu siguranță atitudinea, deci eu, pot, eu știu sigur că atitudinea nu este cea potrivită, că am întrebat într-o zi dacă pot să plătesc cu cardul. De parcă am înjurat tot de mamă, așa am zis dacă pot să plătesc cu cardul, știi? Și am zis, mă, era doar o întrebare, adică, știi, adică, nu, știi? Deci să sunt reacții, dar uh, nu, nu, simt că mă mai las afectat. Iar dacă simt că mă mai las afectat sau mi se mai întâmplă ceva, întotdeauna spun, hopa, ia să vedem, uh, George, ședință. Retragere, într în ședință cu mine, văd ce mi-a influențat starea asta, de unde îmi vine și ca o să o diluiesc. Pentru că mi-e simplu, acolo îmi dau seama că dacă mă aprinde ceva, înseamnă că e ceva la mine în regulă. Plus că, de altfel, eu nu pot să toată lumea și nici nu vreau. Pentru că în momentul în care eu am dreptate și vreau să-mi țin punctul meu de vedere, pot să câștig acea dreptate, dar asta înseamnă că îl repar pe el, de ea, fără voia lui. Ghiți ce fac? Ok, îl fac, șt, îl croșetez, da? Și se poate întâmpla chestia asta, dar ai, ai, omorât alte aspecte. Ai avut dreptate, ai întors acasă. Mamă, victoria sau unde dreptate. Dar a dispărut empatie, a dispărut înțelegere, ascultare, au dispărut elemente care țin de inteligență emoțională. Și victoria a ținut foarte puțin, ca la copiii mici cu jucăriile, știi? Până, până a obținut ceea ce și-au dorit, după care a uitat într-un colț. Am o întrebare, George. Bine. vis a -vis de această gestionare a emoțiilor. Să spunem că cu toții, că nu, ne, nu ne referim doar la adolescenți, ne referim la practic toată lumea, toată lumea pentru că gestionarea asta a emoțiilor e de când ești mic până nu 100. mai ești. Spunem, te rog frumos, în momentul în care am vorbit de carieră, am vorbit de școală, am vorbit de tipul de la OLX, am vorbit de mobilă și așa mai departe, dar toți avem mai mult sau mai puțin o relație. Uh -huh. Aici lucrurile sunt diferite. O relație partener-parteneră te ajută gestionarea emoțiilor în relația de cuplu? Dacă mă întreb pe mine, da, și e un lucru care cumva descoperit din practică este că noi evoluăm diferit. Deci asta este singurul lucru care e foarte important. Fiecare ință în sine, ca individ, ca ființă, evoluează diferit. Evoluția există constantă. Deci mai mult sau mai puțin fiecare va termina viața cu un nivel de evoluție. Sunt oameni care evoluează rațional, emoțional, citit, studiat și așa mai departe. Alții evoluează diferit. Aici intervine această inteligență emoțională care spune, înțeleg că suntem diferiți, înțeleg că avem nivel diferit de evoluție, pot să transmit acest lucru, nu ești prost, proastă, deci pune mâna și citește, hai să vedem cu ce te pot ajuta. Și aici face liantul, acolo e puterea dacă, pentru că iubirea în sine este cea care face ca relația să rămână într-un loc. Până la punctul în care cineva simte că nu mai poate să facă acest lucru sau simte că este o altă cale pentru el. Ceea ce este era perfect adevărat. Deci, de cele mai multe ori, separările se produc și din experiență personală, dar și din experiență studiată cu oameni, apar în momentul în care unul dintre parteneri refuză să facă ceva în acea relație. Unul sau amândoi. Sau amândoi, da. Deci, refuză să facă ceva amândoi. Întotdeauna, când aud situații de conflict, întotdeauna spun, uite-te în borcanul tău. Deci vezi dacă borcanul tău le are pe toate. Dacă ai înțeles niște lucruri, transmite. Ce credeți că face un consilier în, pentru relații de cuplu? Crezi că face altceva? Îi pune pe amândoi un unul de altul și le spune, nu, no, hai vorbiți, eu sunt aici arbitru sau consilier, da, sunt mediator. Comunicați. Da, și comunicați. Spune ce îți place, spune ce îți place și descurci. A, eu n-am știut niciodată că tu vrei asta. Păi dacă nu m-ai întrebat, păi și de este Exact același pentru lucru este. Pentru nu și-a exprimat emoții. Exact. Exist. Comunicarea. Da. Nu e, și credeți-mă, relație de cuplu luat statistic media în ultimii 50 de ani, nu știu dacă a ajuns la 3 ani. Deci, atenție, nu de știu de dacă a ajuns la 3 medie medie. Da? Deci, noi vorbim cei care sunt foarte longevi și cei... Acum, când vorbim de relație, contează și cum ai relația asta. Din obicei, da? sunt obișnuit cu tine sau profundă. E, când m-ai întrebat la întrebarea ta, asta este să fii într-o relație profundă. În care eu descoper că am de lucru la mine, tu descoperi că ai de lucru la tine, te susțin, mă susții, înțelegem. Băi, bă, nu mă pricep la asta. Hai să citim, hai să mergem la un curs, hai să facem un, luăm, luăm pe cineva care ne ajută, un psiholog, un cineva. Deci este o evoluție. Nu e ușor să ții o relație. Deci dacă întreabă cineva, nu în sensul că e greu, în sensul în care... Pentru și tineri, dar și pentru adulți Că este o muncă continuă Acolo Da, întreținerea, șlefuirea întreține. este, este cea mai complicată Toanele sunt diferite Vârsta e diferită, momentele sunt diferite Tu ca ființă, bărbat, femeie Și ulterior în funcție de cum ai evoluat Și în rest, așa cum ai spus tu, comunicarea Să înțeleg că eu m-am schimbat Și tu să sizezi că eu m-am schimbat și reacția ta să fie La fel de matură pentru schimbările mele Și invers pentru schimbările tale Deci nu mai orice relație care a durat Și asta pot să spun și în cazul meu nu are nicio legătură cu ce momentul care ne-am cunoscut. Nici măcar o legătură. Nici eu nu mai sunt omul ăla, nici ea nu mai este omul ăla, deci nu are nicio treabă. Și am trecut prin multe provocări. Deci nu au fost provocări ușoare, dar am înțeles anumite lucruri. Plus că ceea ce a ținut a fost asta. Că ceea ce s-a legat s-a legat dintr-un motiv anume în relația noastră. Dar au fost momente, și am spus și eu, și bineînțeles și la mulți, au fost momente în care am simțit că nu. Și atunci am spus, ok, ce pot eu să fac în direcția asta? Axi pot să fac ce, decât să răspund de ceea ce fac eu. Dacă celălalt partener în cazul ăsta, știi că nu e mai uriucată, da. refuză într-un fel sau altul, am înțeles odată, de două ori, de trei ori s-a strigat, bingo, ne vedem de treabă, este în regulă, iar este în regulă. Uh, pentru mine a fost un... Uh, îl apreciez, voi știți foarte bine, pe Tony Robbins și la un moment dat am intrat pe Wikipedia să studiez nu știu ce vreau să citesc despre el. Și când văd că este la, al treilea mariaș, știi, pentru că admiram foarte tare felul în care vorbește despre Sage, care e soția lui de 16 ani încoace. Și am văzut un interviu între cu ei doi și povestea cumva, dar a po povestit exact din perspectiva bulei energetice. Uh, la 19 ani a avut prima doamnă care era mai mare decât el, că noi el era dezvoltat și femeile probabil s-au atras de el ca bărbat, ca mascul, după care a empatizat foarte tare cu altă doamnă care avea doi copii și mai ales că cește într-un fel sau altul și a spus, zice, uh, era vorba de maturitatea mea emoțională. Eu nu am a avut maturitate emoțională în cele două relații, dar în momentul în care am simțit că trebuie să plec, am plecat, punct. Deci n-am stat la discuții. Și povestea în momentul în care a cunoscut-o pe Sage. Era la un eveniment de UPW, deci efectiv în sală cu mii de oameni, a simțit că în locul ăla e ceva, a luat-o din sală, a văzut-o, a simțit că este. A luat-o cu el pe scenă și sănătate, așa. Da, pentru a pe că Sage. emoția este energie, de fapt. Și a răspuns în felul următor. Sunt, am simțit că este... Uh, am simțit, nu am știut. Știut e a știu multe, cred că până la 60 de ani. Dar a simțit pentru ea ce a avut de simțit uh, uh, și a spus că este acel lucru special pe care l-au simțit amândoi și povesteau a, foarte frumos. Aici fel de... e diferența între conștient-inconștient, și știi. Faci lucrurile. Da, da, da rațional lucruri. sau da, da. emoțional. Uh, tu n-ai înțeles încă că n-ai 60 de ani, încă ai 47 doar, deci mai e până la 60. Uh, Oameni buni. Acesta, acesta a fost podcastul de astăzi uh, și am vorbit despre inteligența emoțională. Cred că o să mai vorbim despre inteligența emoțională, poate îl mai adăug, încă avem destul de multe lucruri de povestit. Cum s-a părut, Maria, la noi? Mai m-am simțit super. S-a plăcut. Super, mai super. vii la podcast. Dacă mă invitați, cu siguranță. Cu mare drag, ești deja pe grup, n-ai văzut că e grupul podcasterilor. Este un moment de respiro pentru mine și îmi place ah. să fiu înconjurată de oameni fine. Și cel mai, cel mai important lucru, așa cum spun de cele mai multe ori, este contribuție. O poveste, ce am studiat, ce am experimentat, ce am învățat, ce am, am dat mai departe, contribuim. Nu se întâmplă nimic pentru noi, decât uite bucuria că suntem alături de, de un de celălalt și povestim lucruri faine, dar contribuim. Dane, tu începi de mic să contribui. E perfect, că nu o să ajungi la 47 de ani pe bune, da. o să fii semizeu. Mai am vreo 30 de ani până atunci. Da, atunci deci... Începi să ceri că ai contribuit da, până atunci. Da. Ia, bă, da, oameni buni, acesta, acesta a fost podcastul de astăzi. Urmăriți, urmăriți, acest canal, dați share pentru cei tineri, pentru grupe, pe grupuri dacă se poate, pentru că am primit pe celelalte canale, George Delcu sau eu știu unde facem, mai fac alte programe ale mele, dar pentru tineri nu fac ceva, dar pentru tineri nu fac ceva. Uite, există acest canal, nu este numai pentru tineri, este și pentru adulți. În fiecare săptămână alegem un subiect, ne întâlnim 4, 3, 2 persoane online, offline. Astăzi Maria, poate într-o zi o să avem două fete și doi băieți, poate să avem trei fete și eu nu o să fiu. <laughs> o să lăsăm pe Cătălin. Dar Uh, cu siguranță subiectele să fie fine, o să mai reluăm anumite lucruri, cine știe. Uh, oameni buni, weekend frumos, vă dorim, vă uh, așteptăm și la, alt, uh, și la alt material, și la altă uh, alt ediție de podcast. Weekend fine, o zi frumos. Weekend fine. Maria a făcut mâna. <laughs> weekend <can> fine. <laughs>